Cutremurul produs noaptea trecută în Bulgaria nu a provocat victime, doar pagube materiale. Locuitorii s-au panicat, însă și-au ieșit pe străzi. Seismul a avut 15 replici, lucru care, conform specialiștilor, scade riscul producerii unui alt cutremur puternic. Ce s-a întâmplat azi noapte s-a resimțit și în țara noastră. Cutremurul destul de puternic nu i-a trezit doar pe bulgari. S-a simțit în București și în alte zone din sudul țării. Reprezentanții români a Institutului de Fizică a Pământului dau garanția că activitatea seismică a României nu va fi afectată. Spun că deocamdată la noi este normală, astfel că se produc 15 cutremure pe lună, cu magnitudinea între 1 și 4 grade pe scara Richter.